la 402. Prânz pe gratis. Sandwich cu brânză și un morcov. O chiftea cu pâine de secară? Sandwich cu pește și prăjitură de ovăz. La fel de bine ar putea să-mi dea și lep. L-am văzut pe tata împachetând curcan într-o dita mai chifla cu maioneză, chipsuri și cireșe la desert. Wow! E greu! Cred că tata mi-a făcut o surpriză. Asta zic și eu, surpriză. N-am luat punga care trebuie. O să mor de foame. Brânza asta e foarte bună. Și chifteaua mea la fel. Cum vă puteți bucura de mâncare când bietul Freddy nu are decât un cartof? Eu una am suflet. O să-mi împart mâncarea cu el. Mulțumesc, Nancy. Uite, îți dau coaja mea. Poftă bună. Ți-ai uitat mâncarea. Vino cu mine. Bine. Hei! Mâncare chinezească, costiță la grătar, rulouri cu ouă, probleme? Na? Ceva? Ai preferat să ai porc mușu? Nu, e grozav! N-am mai văzut mâncare ca asta la cantina. E de la cantina profesorilor. Tema de azi e călătorie în Orient. Mersi, Marta! Păcat că nu uit mâncarea în fiecare zi. Aici! Sunt liber! Nancy! Aici! Sunt liber! Știi ce înseamnă liber? Încă 2 puncte și am câștigat! Nici gând! Ups! Gata! Ați terminat! Haide, Zex, ne jucăm! Mai lasă-ne un minut și terminăm! No, peste un minut o să fii acasă și o să te joci cu păpușile tale! Zec, eu nu am păpuși. Mi le dai pe ale tale? Hai, băieți, să jucăm! Nu mă asculți, fetițo! Jocul s-a terminat! Ce-ar fi ca tu și prietenii tăi să vă duceți să faceți schimb de rochițe? Hei! Nancy, crezi că-mi vine aia roz? Eu una nu plec! Cred că va trebui să ne găsim alt teren. Hei, nu poți face asta! Ba, uite că pot! Și data viitoare n-o să mai fiu așa de drăguț. Și chiar a băgat-o în coș? Da, n-a putut să o mișcăm până n-a uns-o domnul Sarle cu grăsime ca să iasă. Nancy l-a înfruntat pe Zec. Wow, ultimul tip care a făcut asta a pățit-o rău de tot. Cred că n-o să mai vedem pe Nancy o vreme. Probabil o să se ascundă. Bună, băieți, ce mai faceți? Cum e cu coșul în care ai fost îndesată ieri? Da, de ce ești așa veselă? Nu te tem că o să dai peste Zec? Eu? Nici gând, refuz să trăiesc cu spaimă. Albina! Au! Bine, stai să pricep. Te sperie Albina, te sperie clopoței, dar Zec nu te sperie? Așa e, nu mai e frică de el, nu îmi mai este. Fiecare din dispozitivele astea poate proteja o persoană de orice atac feroce. Și dacă te lovești din greșeală în stomac? Ți se întâmplă des? Cum lucrează chestiile astea? O să vă demonstrez. Ăsta e fluierul meu de protecție. Și asta e lanterna mea de protecție de 900 de volți. Și ăsta e radioul tău de protecție ca să poți asculta muzică după ce vorbești oamenii cu lanterna? Bună idee, dar nu. E alarma mea de protecție. Super, dar dacă nu e nimeni pe aproape să audă alarma? Praf de scărpinat. Dacă se apropie, o să regrete. Wow! Iar ăsta s-ar putea ca vouă să vi se pară un pix. Totuși pentru mine e o armă secretă. Stropește cu cerneală și însemnează atacatorul. De să văd și eu. După ce te uiți? După Zec, cam pe la ora asta torturează câte un puști. Să vină, sunt pregătită.
Ei, ați auzit? Zec nu mai vine la școală 2 săptămâni din cauza loviturii la ochi. Nu mai vine 2 săptămâni fiindcă s-a lovit la ochi? Nu, nu e el cel lovit. O să fie după ce termin eu cu el. E pe gratis? Gratis? Te-ai uitat mâncarea, fiule? Da, dar e în regulă. Biscuiții ăștia sunt sățioși. Așteaptă aici. Azi avem mâncare din Estul Mijlociu. Falafel, pită, tabule și viță de vie. Arată gră... Ce? Fără papanaș? Știu că e foarte greu să ți-ai rămas bun, dar viața unui hamster nu e foarte lungă. De fapt, e foarte scurtă în clasa asta, dar să ne gândim la clipele fericite petrecute cu domnul Dolor. Hai să medităm câteva clipe în liniște la bucuriile pe care ni le-a dăruit. Ca atunci când l-am pescuit din canal? Păi, dacă asta e o bucurie. Nu! Fă o fotografie, ține mai mult. Deși e firesc să te protejezi, cred că ai exagerat. Și oricum, nu e o idee bună să cumperi lucruri pe care nu știi să le folosești. Voiam să fiu în siguranță. Eu înțeleg, dar nu poți să cari un arsenal cu tine. Mai bine ai urma un curs de autoapărare, ce zici? Dacă vreți, pot recomanda o școală. Pare grozav, unde este? Nancy! Oh, îmi pare rău. E stiloul de identificat agresori. Folosiți asta. E zi de mâncare mexicană. Nu credeam că e posibil, dar am mâncat mai mult decât la ziua de sushi. Eu urmez cursul ăsta pentru că uneori cei de la școală se iau de mine. Doar uneori? Bun venit! Sperăm din suflet să găsiți aici un loc de iluminare. Un drum spre pace și liniște. Sunt senseiul vostru, adică maestru. Și acesta este dojo-ul nostru. Domnule Dojo, când învățăm să spargem cărămizi cu capul? Artele marțiale nu sunt doar forță fizică. Țelul e pacea interioară. Tehnicile pe care le învățați trebuie folosite doar pentru apărare. Înțelegeți? Categoric! Când învățăm să scoatem ochii oamenilor? Bine. Hai! Bine. Au! Mai bine. Konnichiwa. Pe mâine. Poți să te ridici acum, Nancy? Nu cred că pot. Au! Au! Complimentele mele bucătarului. De câte ori o să-l mai crezi pe puștul ăla când o să spună că și-a uitat mâncarea? Ia lasă-mă că știu că nu-i adevărat. Da, e rușine să recunoască că nu-i ajung banii de mâncare. Haide, te trage pe sfoară. Eu l-am văzut bând ketchup cu apă. N-ar face asta dacă și-ar putea cumpăra mâncare. Așa e. Ai dreptate. Săracul copil. Foarte sărac. Dacă ai lui ar cheltui mai puțin pe costumele alea de luat ochii, poate că ar putea cumpăra o masă sănătoasă și lui, nu? Cred că poartă costumele tatălui lui transformate. Sunt sigură că i-ar plăcea să aibă niște haine tinerești. Sunt vechi, dar sunt curate. Cu excepția petelor de muștar. Asta a fost a mea. Am purtat-o o singură dată. E în perfectă stare. Încearc-o. Uite. Mulțumesc, dar n-aș putea să...
Ei, ce chipeș! Toți prietenii tăi o să te invidieze, ca și pe mine, de altfel. Sincer, apreciez tot ce ați făcut, dar eu nu pot, nu pot să vă mulțumesc suficient. Are și buzunar interior? Eu și Marta ne-am gândit. Mulți copii ar fi bucuroși să doneze lucruri unei familii nevoiașe. Te-ar deranja dacă am strânge ceva? Familia mea e foarte, foarte mândră. Dar când mă gândesc la frații și surorile mele și la vântul care suflă prin cartonul din geam, mi se face foarte frig. Nu te teme! Nu o să vă mai fie nici frig, nici foame! Crede-mă, e uimitor! 3 ore și pot să mă apăr de o armată întreagă! Arată-ne ceva! Rupești tu o scândură cu capul! Artele marțiale nu sunt un joc. Un ninja trebuie să-și apere țara, poporul, regele și pe cei slabi și să spargă scânduri cu capul. Din păcate, nu am scândura la mine. Dar simțul meu ninja îmi spune că se apropie un atacator. Ia! Fie ca spiritul străbunilor mei să mă călăuzească în luptă. Priviți cum îmi adun forța interioară și țintesc ochiul. Și iată ceva interesant. Știați că puteți rupe nasul cuiva păsând doar 2 puncte? Se pare că părțile rupte ajung în creier și... n-are voie să se teamă. Trebuie să învețe. Poți să arunci pe cineva? Calule mănânci ovăz? Vino la mine! Credeam că o să încerc să mă arunci! O să te arunc, dar trebuie să stai mai la stânga! Nu, acum ești prea la stânga! Apleacă-te! Și întoarce-te! Apleacă-te mai jos! Hai, las-o baltă! Hei, trebuie să mă ataci așa cum am învățat! Ce așa de greu? Nu știe nimic, Marfă! Practic non-violența! Sunt una cu universul! Dar dacă sunt atacată, trebuie să răspund. Ia-mi brațul și strânge-l tare. Super! Mâinile sunt armele unui ninja, iar degetul cel mare e punctul cel mai slab. Dacă îndoi degetul mare al inamicului, îl poți face să-ți cadă în genunchi. Să vă demonstrezi. Te cred. Ești norocoasă, Nancy. Nu trebuie să te temi de nimic. Așa e viața unui războinic, dragă. Și când o să te bați cu Zec? Da, când? N-ar fi drept față de Zec. Acum sunt luptător profesionist. Mă apăr, nu provoc lupta. Hai! Nu să știu dar că vrei să sărim coarda. Hei, când ajungi la concentrare maximă, orice te poate declanșa. Ajutați-ne! Donații pentru o familie nevoie, așa nu e rău! Ajutați-ne! Donații pentru o familie nevoiașă, de preferat în bani. Sunt toți banii mei. Dar ce contează? Trebuie să avem suflet, nu? $1? Grozav! Acum vieți oameni săraci își pot cumpăra guma de mestecat, a? Asta e tot ce am! Toți banii mei! Nu te simți mai bine acum? Eu da! De ce faci? Fac o donație, dar vreau restul de la 10. Păi mai întâi îți trebuie bancnota de 10. Știi, uite cum e treaba. Mă duc cu gașca mâine la film și îmi trebuie bani. Dar știi tu cât costă azi o înghețată? Hai, care-te de aici. O să se facă o coletă de bani și pentru tine. Sunt toți banii mei, dar ce contează? Trebuie să avem suflet. Ești foarte generos, Arthur. Mulțumesc. Adică, vă mulțumesc în numele familiei sărace pe care o ajutăm. Și în numele tuturor, am plăcerea să-ți mânez... Wow, o stație de emisie. Scuze, continuă. Am plăcerea să-ți înmânez donațiile pentru tine și familia ta.
Este un cec cu toți banii strâns și cu ceva în plus din partea noastră. Acum să vă mulțumesc. Datorită vouă am speranță, speranță și pentru ceilalți. Și când voi fi mare și eu îi voi ajuta pe cei nevoiași și oboziți, dar voi păstra anonimatul. Dacă veți auzi vreodată de un copil care a primit un transplant, ar putea fi de la mine. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Van der Waal, către baza. Aici baza, răspunde Van der Waal. Ei, e marfă. Nici chiar așa. Voiam doar să fiu sigur că merge. Știți, pentru cei săraci. Înțeleg, e foarte drăguț din partea ta să dai o mână de ajutor. E pentru o cauză nobilă. Azi sunt ei, mâine am putea fi noi. Așa e. Apropo, la ce familie nevoiașe să duc donațiile? Chiar acum încercăm să îi localizăm. Cunosc eu un adăpost la care sunt multe familii nevoiașe. Aș fi bucuroasă să le dau toate astea, dacă mă ajut să le duc la mașină. Vrei? Haide. Super! Sunt sigur că cineva se va bucura de hainele astea. Și jucăriile? Băi, oamenilor săraci nu le pasă de astfel de lucruri. Vă ajut să le puneți în cutie. Știi, parcă simt că-ți pare rău că dai toate lucrurile. Și știu de ce. Știți de ce? Da. Îți pare rău că totul s-a sfârșit. E limpede că-ți place să-i ajuți pe ceilalți. Ce bine mă cunoașteți. Nu te teme. Când ajung la centru, o să te înscriu ca voluntar. Ai dreptate. Cum spui tu? Trebuie să ai suflet. Cel puțin mai am banii. Era să uit. Când ajungi acolo, poți să lași și cecul. Grăbește-te, o să întârziem la film. Păi n-am fi întârziat atâta dacă n-am fi așteptat-o pe mama ta să verifice dacă ai chiloți curați. Ei, s-o luăm pe scurtătoră? Ești nebun? E zona periculoasă. Și ce dacă o avem pe Nancy cu noi, ai uitat? Așa e, ieri am învățat 17 metode de a imobiliza inamicul cu degetele la picioare. Dar de ce se spune zona periculoasă? Băi, doar pentru că Zec și amicii lui își fac viacul pe aici. Știi ce? Nu e bine să ajungem prea devreme la film. Toate promourile alea. Îți spun totul. Și cine vrea să vadă reclama aia cu chitarele alea care dansează? Nu de asta nu vrei să o iei pe aici. Nu vrei să dai peste Zec? Nu, nu de asta. Pentru că ți-e frică să nu-l rănești. Așa este. Și ce dacă? E timpul să-i se dea o lecție. Așa este. Dar știți ce se spune despre karma? Dacă eu îl bat în viața asta, va trebui să-l bat și în cea viitoare. Da, dar dacă... Dar dacă nu se te cunosc în viața viitoare, vreau să văd cum îl bați în asta. Hei, unde-i Nancy? Sunt aici! Vă apăr spatele! Mulțumesc! Bine că n-a fost Zec acolo. Nu se știe ce aș fi putut face. Să spunem doar că n-ar fi fost frumos. Se pare că are noroc. I s-a terminat norocul. Hei, nătăreule, vină încă! Ha? Care din voi mi-a zis că-s nătărău? Noi toți. Nu ne e frică de tine. Nu zău? Și de ce mă rog? Fiindcă suntem cu ea. Pe el, bestie. Nu l-asculta. A schimbat medicamentele. În plus, violența determină violență. Eu sunt ca floarea dimineții. Iau puterea pământului. Am venit aici să duc o viață de pace și liniște. Veniți, întârziem la diavolii care aduc moartea, partea a doua. Da, bună idee. Fugi, fetițo. Eu nu fug, practic non-violența. Păcat, mai exersează aruncarea din săritură. E nașpa. Ce-ai spus? Aruncarea e nașpa. Până aici. Atacă-mă în modul în care am învățat. Doare.
Ai fost fantastică! Fantastică, bravo! Te-au învățat asta la curs? Da, și m-au învățat și ce să fac după ce pun inamicul la pământ. Ce anume? Să pun!